Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Controversă foarte mare în Polonia. După ce s-a aflat că la CFR-ul lor, au și CFR, adevărul CFP. Ei au CFP. Da, CFP. Îi zice pe ceva, PKP Intercity, spune PCF. Așa se cheamă. S-a aflat că CFR-ul lor, acolo doar femeile primesc mese gratuite în timpul programului. Bărbații nu, din partea companiei. Adică bunuri, da. Primesc bunuri de masă doar femeile? Da. Practic, da. Doar femeile. Au făcut socoteala, e mai ieftin, adică scapă cu o salată, când la băieți era lucrarea complicată. Deci, practic, dieta poloneză este altceva decât ne imaginăm. Da. Scandalul a izbucnit când un grup numit, țineți-vă bine, Asociația pentru Băieți și Bărbați. Ce înseamnă, voi să fiți țară dezvoltată, nu ca noi. Noi avem, mă, Asociație pentru Băieți și Bărbați. Da, avem asociație pentru fete și femei și asociație pentru orice altceva. Dar spune tot numele, că nu e. Câini și căței. Nu, mă. Deci, Asociația pentru Băieți și Bărbați este un grup care își propune să îmbunătățească bunăstarea bărbaților prin influențarea politicilor publice. Asta mi se pare maxim. Deci asta ar trebui să facem noi, dacă ne lăsăm de meserie. Nu facem și noi o asociație pentru gurmanți și mâncăi? Da, cu bursă. Această asociație a distribuit un document al CFR-ului polonez prin care angajații sunt informați că de la 1 ianuarie femeile șefi de tren, de șefele de tren și doamnele conductori, deci conductoresele, au dreptul la mese și băuturi gratuite. De ce? A întrebat asociația. Deoarece, a răspuns conducerea, normele legale stabilesc în Polonia că mesele trebuie să fie oferite angajaților care consumă minimum 2000 de calorii în cazul bărbaților, dar numai 1100 și peste în cazul femeilor. De aici. Și a fost chemat Institutul Muncii, un fel de institut ăsta de SP sau ce la noi care dă sporuri. ITM-ul. Nu ITM-ul, mă. La noi sporurile sunt date în urma unor controle, investigații, anchete făcute de niște firme care spun, mamă, aveți niște radiații aici de la calculatoare, da, vă trebuie neapărat spor de calculator. Și aveți niște hemoroizi, tată, de la statul pe scaun în birou, încât vă trebuie spor de hemoroizi și așa mai departe. Dacă stăm și noi pe scaunul în studio, cred că și noi ar trebui să avem. Noi mai ne mai ridicăm. Și a venit institutul respectiv, a făcut calcul și a spus, doamnele consumă mai mult de 1100 de calorii. În schimb, domnii nu consumă mai mult de 2000. Deci niște leneși, niște puturoși, ceferiști, șefi de tren care stau și nu controlează. Nașul polonez nu controlează. Luca, nu înțelege. Ce nu înțelegi, mă? Ai privire. Da, o socot... cum au ajuns ei la cifrele astea? Adică mi se pare... discriminare. Da. Cercetătorii polonezi probabil că au ajuns la concluzia asta, mă gândesc. Deci ce viață are nașul polonez de tren? Pentru că... mâncarea se dă pentru conductori și ce se... Dar asta este o normă a căilor ferate poloneze sau în general în societatea poloneză femeile, dacă consumă mai mult de 1100 de calorii, primesc hrană și bărbații eu? Adică mă întreb dacă în Polonia este lege, da, femeia dacă consumă peste 1100 primește masă gratis de la guvern? Asta zic. Și bărbatul în general, cum ar fi? Da, și bărbatul peste 2000. Foarte. Protecție, practic, socială. Să fie ca un fel de caragiale polonez, da, să se dea. Adică statul să dea, care-i treaba lui de stat. Corect. Să dea la toată lumea câte o masă gratis în cazul în care consumă mai mult de 2000. Ar fi o treabă, nu? Dacă vă băgați să fiți în Consiliul Director, eu fac acest ONG pentru noi, bărbații oropsiți. Da, bărbații oropsiți. Să facă și la noi. Dacă ai consum mai mare de 2000, să nu-ți mai impoziteze bonurile de masă. Aud că acum vine o sarcină fiscală nouă pe bonurile de masă. Da. O să ne nenorocească bonurile și așa mărâte de masă. Da. Așa e, adevărat. O să plătim pe bonurile de masă cea... Păi, nebiciște, nu putem să știi. După, avem și noi două contribuții. CASS, în loc să fie CASS și BTL, să, ceva să nu semene. Dar spune contribuții, pur și simplu. Contribuții. Da, deci îți iau banii, sunt de pe bonulețele tale de masă și așa puțin. N-are nimic, Luca, o să consumi mai puțină calorii. Dacă stai și mănânci bonuri de masă și de-aia faceți pe nebunii. Faci fasting. Da. Te apuci de fasting. Da. Voi aveți, apropo de asta, dacă voi aveți beneficii la serviciu, ne zice și nouă, ce beneficii aveți voi, fraților, de la serviciu? Aveți bonuri de masă, aveți vreun spor pentru ceva, înțeleg primiți că ceva în plus. Și pe alea am înțeles că sunt companii în această țară
unde se dau vouchere de vacanță. Tare asta. Adică primești bani să pleci în vacanță. Mie bomba mi se pare, uite, fratele meu care este IT-ist ăsta, softist, cum se chema, programator. Da. Are masaj la birou. Băi, nu cred. Da. Să știi că și noi avem un fotoliu de masaj. Nu, lasă fotoliu. Are masaj uman. Păi da, dar e bonus ăla. Nu mai șmecher. Vine omul cu masă de... Vine un om și îți face masaj cervical, bănuiesc. Uite, o să-l întreb, nu știu dacă e cu masă. Dar îți face cervical, știi? Ai când stai la birou și înțepenești de ăsta, gen pe ăla. Nu e adevărat, serios. Maestre, ajutați-ne și dați-ne idei, da, ce serios. Beneficii aveți la serviciu, da. Ce primiți în plus pe lângă salariu, indiferent că e vorba de bani, da. Bonuri sau alte servicii, uite genul ăsta de masaj. Mai e cineva care primește masaj la serviciu, în afară de ocazionalele palme virtuale peste scăfărnie pe care... Nu, dar serios acum, ce avantaj aveți prin contract la locul vostru de muncă? 0372069599, numărul nostru de telefon. Vă așteptăm și cu mesaje, mesaje audio pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Prin contract, ce vă oferă în plus angajatorul în afară de salariu? Pre beneficii extrasalariale vorbim cu voi. V-am întrebat ce primiți în plus la salariu, în afară de salariu, ce vă mai oferă angajatorul. Sunt foarte multe mesaje, telefoane. Băieți, trebuie să cerem și noi masaj, pentru că pare că nu e doar apanajul celor care lucrează în IT. Avem mesaje din contabilitate, iată, din telecomunicații, zice Mariana, eu lucrez la o companie de telecomunicații și beneficiem de masaj la birou 15 minute pe săptămână. Dacă reușești să te înscrii, când se dă startul vinerea la ora 15. Îți dă seama ce vinerea la 15. E bătaie. Înscrie la masaj! Haide, măi! Florin, bună dimineața! Florin, salut! Bună dimineața! Bună, te rog! Într-adevăr, se înscrie de luni la noi. Se fac înscrierile începând cu ziua de luni, dar stai, este o platformă, nu... Tot la masaj? Păi la ce? Da, tot la masaj. Bă, tot la masaj. Masaj e prima dată când auzi că se dă masaj. Sunt în țara asta. Da, dar este foarte ok, fiindcă acele 15 minute te deconectează. Evident. Este un scaun special și se face cervical și pe zona spatelui. Mâini, deci e foarte ok. Cap, dacă dorești, este foarte relaxant. Practic, te pune pe linia de plutire, să zic. Am înțeles. Pe rotițe. Deci și altceva în afară de masaj mai primești sau v-au păcălit cu masajul? Hai că-ți dau un masaj și lasă să... Nu ne-au păcălit. Avem și o poliță suplimentară de sănătate, care într-adevăr este foarte bună. Vezi. Fiindcă dacă apare o problemă, practic dăm telefon în call center și nu este să așteptăm cu lunile, cum se întâmplă la sistemul național. De obicei se fac programările de la o zi la alta. Sunt și cazuri în care se pot face la o săptămână cel mult. Deci o asigurare de sănătate privată ai, da. În plus. Da. Și da, stomatologică, da, sau numai medicină generală? Nu, doar medicină generală. Aha, ok. Una mulțumim. Peste alta. În ce domeniu lucrezi, poți să ne spui? Da, sigur, stăzi mai puțin. Sunt atent și la... Domeniu, atât domeniu. Zici și firma dacă poți. Domeniu vânzări. Vânzări. Ok. În vânzări e mare lucru, în IT e chestie generală. Uite, fii atent. Masaj pe un scaun special 15 minute de două ori pe săptămână. Mic dejun, sucuri naturale carbogazoase, fructe, fresh de portocale, cafea, apă îmbuteliată, relaxation room pentru un power nap, adică să dormi un pic, da. Să-ți revii. Și playroom cu biliard, Xbox, tenis de masă. Toate astea la Microsoft România, ne scrie un ascultător. Însă un beneficiu foarte interesant mi se pare cel primit de soția lui Paul, da. Și anume că primește zile libere vinerea și lunea în cazul în care sărbătorile legale pică în weekend. Ceea ce mi se pare o descoperire senzațională. La privat? Nu ne-a dat detalii. Dar ideea e că dacă e sărbătoare și e în weekend, îți dă vineri sau luni liber în contul acelei zile de sărbătoare. Și iată un alt mesaj interesant. Angajatorul ne cumpără o grămadă de dulciuri. Ciocolată, banane, vodka, bere, cola. Când avem o zi plină, lucrăm la restaurant. Oricând avem nevoie de liber, se adaptează programul. Dacă avem nevoie de avans, primim. Taxiul e plătit în fiecare zi. Putem să mâncăm oricând ne este foame. Iar cafele, câte vrem. Asta e jobul pentru noi. Apă de băut, dacă vrei. Să cum e să lucrezi la o cârciumă și să mănânci cât vrei, să bei cafele cât vrei și să-ți mai ia și dulciuri și tu primești și ai apă, ai cafea. Mulțumim pentru mesaje și telefoane. Oferit, ai fierbător gratis. Avem. Să revenim cu subiectul ăsta. Deșteptarea cu
Vlad, George și Luca la Europa FM.